Hei, dragii mei prieteni tineri! Cum va arăta lumea voastră peste 50 de ani? Sunteți gata să trăiți în ea? Sau peste 50 de ani vă veți plânge așa cum ne plângem și noi adulții de acum, că lumea a luat o raznă? Eu m-am născut în anul 1971. Bunica mea de la țară a refuzat să se uite toată viața ei la televizor. Spunea că nu are ce învăța de acolo, pentru că e o prostie. Părinții mei nu s-au acomodat cu calculatorul, deși s-au obișnuit cu telefonul mobil. Iar eu aștept ca, la bătrânețe, să mă ducă mașina singură acasă, așa cum îl ducea calul pe vecinul meu, Nea Nistor. Voi însă, ce veți experimenta la bătrânețe? Azi trăiți deja o vreme puternic tehnologizată. La mână aveți, poate, un ceas inteligent. Printre altele, el are și o mică invenție unde mi-am lăsat și eu amprenta, un senzor optic ce măsoară pulsul. În plus, ceasul măsoară activitatea și somnul, iar rezultatele le citiți direct pe telefonul mobil. Haideți să vedem cum arată o zi de-a voastră peste 50 de ani, când veți fi bătrâni. Atunci veți mai avea un astfel de ceas la mână. Când vă veți trezi dimineața, ceasul inteligent va măsura în plus și tensiunea arterială, foarte importantă la vârste înaintate, și chiar nivelul de glucoză. De fapt, ceasul monitorizează sănătatea în mod continuu și în plus va comunica cu toate implanturile pe care le aveți deja sau le veți avea atunci când o să atingeți 100 de ani. Implant cardiac pentru inimă, implant în creier pentru controlul bolii Parkinson, ca să dau numai câteva exemple. Abia vă ridicați din patul încălzit și datele măsurate de ceas sunt împărtășite, cu acordul vostru și anonimizate, către baze de date uriașe și securizate. Acolo, inteligența artificială va rula non-stop pentru a antrena programe mai performante de detecție a problemelor medicale și pentru a da sfaturi. În drum spre sufragerie, aparatul de cafea va porni singur, știind că v-ați trezit. Nu are cabluri pentru că primește energia direct din aer. Mirosul cafelei umple sufrageria, iar sfaturile medicale, produse de inteligența artificială folosind ultimele date medicale, sunt deja afișate pe peretele sufrageriei și pe ceasul inteligent. Sunteți acum rugați să alegeți preferințele culinare ale zilei dintre ceea ce este bine pentru sănătate. Odată alegerea făcută, comanda este dată către frigider pentru a verifica prezența ingredientelor. Pentru că laptele nu este suficient, frigiderul îl comandă singur de pe internet. Seara, când toate ingredientele sunt prezente, ele sunt preparate de cuptorul robotizat. Acesta este internetul tuturor lucrurilor, acolo unde aparatele comunică între ele informații utile. După ce serviți micul dejun, mergeți în cameră să vă îmbrăcați pentru o vizită la medic. Pentru că totuși, de atâta timp purtați aceiași pantofi, ce dați insistențelor soției și la imprimanta 3D vă printați o nouă pereche. Atunci când ieșiți din casă, lăsați o șuviță de păr în analizorul de compoziție automat, care analizează nu numai ADN-ul, dar și alte molecule importante, cum ar fi cortizolul. Concentrația acestuia trădează stresul, pentru că molecula este socată zi de zi în firuri de păr pe măsură ce el crește. La semnalul vostru, mașina iese singură din parcare și se așează cu minte în fața casei. Vă așezați confortabil în șezlongul din interior. Computerul, pe care l-ați denumit nostalgic HAL, vă întreabă politicos adresa. Mașina, care nu are volan, pornește singură spre destinație. În ultimii 10 ani nu ați mai auzit de vreun accident auto. Mașina folosește atât senzori de locație, cât și senzori de prezență, precum și rețele 9G pentru a comunica eficient cu celelalte mașini. În plus, folosește și inteligența artificială, așa cum face și HAL pentru a vorbi cu o voce intenționat distorsionată, pentru că altfel ar fi greu de distins față de vocea umană. De fapt, în anii în care trăiți, inteligența artificială a devenit noua electricitate. Așa cum firele electrice aduceau electricitatea în case la începutul secolului 20, așa aduc acum fibrele optice și rețelele 9G informația peste tot. La întoarcere, după masa de prânz, mergeți la culcare.
Seara, ieșiți în parc împreună cu vechii prieteni la un șah. Împreună, discutați despre momentele critice prin care a trecut omenirea, chiar în timpul vieții voastre. Mereu a fost aceeași dilemă. Tehnologia poate fi folosită ca un ajutor sau ca o armă. Țările care au ales să folosească inteligența artificială pentru a controla oameni au pierdut. Societatea s-a reașezat pe baze noi, acolo unde nu există control, ci doar utilitatea datelor. În parc vă vizitează nepotul, care tocmai a ieșit de la școală. Entuziast vă arată noua lui achiziție, pe care l-a denumit-o Q-Hal, mini-calculatorul care îmbină inteligența artificială și calculatorul cuantic. Q-Hal îl întrebați, care e șansa să depășesc 110 ani? La care calculatorul răspunde prompt, 47%. Vă întoarceți către prietenul cu care juca șah. Hai, Mariane, mută că ne prinde noul secol. Marian, care are un implant neuronal și se folosește de el, ezită puțin. Știți că și-a antrenat implantul medical să joace șah și să comunice cu internetul când are nevoie. Dar asta nu vă deranjează, pentru că Marian e prietenul vostru. Spre seară, sărbătoriți împreună cu soția Ziua Femeii și urmăriți un documentar 3D despre astronauții care au pus piciorul pentru prima dată pe Pluto. Înainte de culcare, meditați puțin la natura umană. Cu toată tehnologia care, iată, vă ajută să depășiți 100 de ani, vă simțiți încă un om în carne și oase. La revedere! Spre seară, sărbătoriți împreună cu soția! Spre seară, sărbătoriți împreună cu soția Ziua Femeii și urmăriți un documentar, de unde mă documentar? Spre seară, sărbătoriți împreună cu soția...